dimineața, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la o nouă ediție de matinal, la fix jumatea săptămânii, cum s-ar zice. Este miercuri dimineață și mă bucur să mă reîntâlnesc cu voi de asta dată într-o altă poziție, aș spune așa, pentru că m-am hotărât să mă așez pe scaun, doar nu m-ai așezat pe masă, că m-a luat așa un junghi de spate, cum se zice, și nu mai, efectiv, nu pot sta în picioare. Stăm mai relaxați astăzi și citim mai multă presă locală. Avem și jupânul, monitorul, obiectiv Crainou, plin de informații. Aș da orice să pot sta cu voi, să fac revista presei cu toți odată, undeva la o cafea, pentru că ne-am putea distra de minune, inclusiv de fotografiile care ne apar în ziare. Însă, pentru că nu reușim să stăm la o cafea în fiecare dimineață, vom încerca să facem revista presei așa, eu de aici, dumneavoastră, din fața televizoarelor. Și sunt absolut convins că, până la urmă, are să fie bine. Sunt convins de lucrul ăsta. Citeam în Jupânul, un ziar care a apărut ieri, este săptămânal, cu pamflete, cu trucaje și așa mai departe, o sumedenie de informații care te fac să zâmbești, ceea ce e extraordinar. Despre o sumedenie de personaje. Și au ei pe prima pagină Corneliu Vornicu, Ovidiu Donțu, Aurel Olărean, Călin Popescu Tăricianu, dar nu, că trebuie să-i zic tot numele lui Călin Popescu Tăricianu, Călin Constantin Anton Popescu Tăricianu, Călin Constantin Anton Popescu Tăricianu, 5 nume, oricine poate, ca să ne înțelegem, nu oricine poate. Cu siguranță că lui ia mai mult să scrie numele decât să scrie o lucrare de doctorat, că e doxa. O avem pe Nuții, Nuții știți cine e, nu? Nuții e Elena Udrea, bineînțeles, îl avem pe Ion Lungu, avem o sumedenie de... O sumedenie de oameni care apar în Jupânul din această săptămână. Gheorghe Lazăr, Virginel Iordache, Cătălin Nechifor, Victor Ponta, Constantin Galan, Laura Hackman, Corneliu Popovici. Aveți despre ce citi și aveți și cu ce să vă distrați. Bun. Eu o să trec fugitiv și prin Jupânul de astăzi, la fel cum vom trece și prin toate celelalte ziare. Am început matinalul din această dimineață, ca în fiecare dimineață, cu știri. O chestie de normalitate din punctul nostru de vedere, pentru că informația înseamnă putere, iar informațiile pe care vi le dăm noi în fiecare dimineață înseamnă ceva. Adică putere. Ceea ce e nemaipomenit, trebuie să începeți ziua cu cele mai proaspete informații. Astăzi vom avea cer senin și o maximă de 21 de grade Celsius, în timp ce o minimă va ajunge la 7 grade Celsius. E decât așa, foarte exact, rubrica meteo din această dimineață. Nu e distanță mare între 7 și 21, ceea ce e bine. Joi vom avea cer senin maximă de 21 de grade și minimă de 8 grade, iar vineri cer senin maximă de 21 de grade și minimă de 8 grade. Dacă ne punem foarte, foarte bine mintea, cred că o să putem face și noi. Nu că o să putem face. Cred că o să putem scrie de-a dreptul rubrica meteo fără niciun fel de problemă pentru următoarele 3 săptămâni. La cât de exact sunt ei, putem fi și noi la fel de exact. Acum știm cam cât trebuie să fie o maximă funcție de luna în care ne aflăm, cât trebuie să fie o minimă și dacă nu trebuie să jonglăm între 34 grade Celsius, ba chiar între 10 de la maxim la minim, chiar mai mult, atunci e relativ simplu. Adică e ca și cum am spune, în Spania maxima va fi de 35 de grade Celsius, iar minima de 12. Știi? Adică n-ai cum să nu nimerești. Efectiv, n-ai cum să nu nimerești. Da, e de bine.
Vă dau informațiile despre radare la prima oră, tocmai pentru ca dumneavoastră să știți unde călcați și unde nu călcați pedala de accelerație în cazul în care vreți să plecați un pic mai repede. La Câmpul Lung Moldovenesc, PDN-17 în zona municipiului Câmpul Lung și PDN-17 la Pojorâta vom avea amplasate aparate radar, la fel ca și în Vatra Dornei, în zona municipiului și în Poiana Stampei, așa că mare atenție cum mergeți pe acolo. Și la Suceava, pe strada Ion Irimescu, pe DG209C Moara, Vornicenii Mici, pe strada Parcului, pe DG208A Ipotești, Bosanci, Udești, vom întâlni din nou mașinile astea care le iubim noi foarte mult și sunt dotate cu radar. Și la Fălticeni, pe DN2 Drăgușeni Fântâna Mare, DN2 Rădășeni Bunești, DN2E Rădășeni Cornul Lungii, dar și în municipiul Fălticeni vor fi amplasate aparate radar. Și la Gura Humorului, pe DN17 Păltinoasa, Vârful Dealului, DN2E Capul Codrului Păltinoasa și DN2E Pârtești de Sus, Cacica, dar și pe strada Ștefan cel Mare din orașul Gura Humorului vor fi amplasate aparatele radar. La Rădăuț, pe DN2, Solca, Vicovul de Sus, în Siret, în zona orașului, dar și spre Calea Findești și Șerbăuți, și în Vicovul de Sus, pe DN2E, DN2H și DG209G vom avea aparate radar, așa că mare atenție cum circulați pe drumurile din județ. În funcție de condițiile meteo, de starea drumurilor și evoluția situației operative, dispozitivele radar pot fi reorientate și reprogramate. Adică dacă îi vedeți pe unii că stau pe unde nu v-am citit eu, palmați după boscheți, înseamnă că condițiile astea meteo pe care vi le-am prezentat, cu maxime de 21 și minime de 7, cu siguranță i-au făcut să se mute de acolo de unde sunt, că cerul senin n-avea ce să le facă, decât el o pica cerul în cap. Și fiind senin, nu-i apasă niciun nor. Dar visează ei. Sunt absolut convins de asta. Da. Am făcut ce era cel mai important de făcut, nu? Nu mă, nu tusea. Meteo și radare. De acum să ne distrăm, cum s-ar zice. Te muți și câștigi, ne informează jupânul. Luați o lămâie, tăiați-o în două, mâncați-o și citiți declarația făcută la Suceava de președintele Partidului Liberal Reformator, Călin Popescu Tăricianu, pe care PSD-ul l-a făcut președintele Senatului. Dacă eu sunt animat de idei și ei sunt animați de interese, mariajul nu poate să funcționeze. PNL se transformă în altceva, dar nu toți din PNL urmează acest drum și nici tot electoratul. La întâlnirea cu șeful PLR care a avut loc la Gura Humorului au participat, printre alții, Corneliu Vornicu și Vasile Mocanu, ambii membri ai Consiliului Local Suceava din partea PNL. Cei doi se vor alătura, probabil PLR, fiind animați de idei. Cum altfel? Primul de ideea că ar putea reveni la conducerea serviciului de gospodărire a apelor, iar cel de-al doilea de ideea că ar putea să-și păstreze funcția de șef al oficiului de cadastru. E, nu e o chestie de noutate că se fac tot felul de mișcări politice pentru a se păstra funcții. Chiar nu e o chestie de noutate. Toată lumea știe, mulți care vor părăsi formațiunile de pe listele cărora au fost aleși vor avea grijă să... Îmi cer scuze, dar am mai ac așa câte o tăietură pe spate de nici nu pot să vorbesc. Vor avea grijă să continue serviciile pe care, cu care s-au ales din politică. Așa că vom vedea în următoarele zile care sunt mișcările pe care le fac. Jupânul de pardon în această săptămână este Aurel Olărean, primarul PDL a municipiului Rădăuț, pentru că a fost săltat de DNA, dar și fiindcă este judecat într-un proces în care este acuzat de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor. Primarul PDL al Rădăuților
Aurel Olărean, care întotdeauna a făcut ce a vrut în târgul pe care îl conduce, dând impresia că nimic nu i se poate întâmpla, a fost săltat de Direcția Națională de Anticorupție. Acesta este acuzat de comiterea următoarelor infracțiuni. Abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, șantaj și complicitate la șantaj. Pe de altă parte, Aurel Olărean este judecat într-un dosar penal aflat pe rolul judecătoriei Rădăuți, în care este acuzat de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, ca urmare a plângerilor făcute de consilierul local Simion Sticlet și de consilierul județean Nistor Tătar, la care s-a conexat și plângerea făcută de instituția prefectului împotriva primarului, care este acuzat că a nesocotit legea și a refuzat să demareze procedurile pentru înlocuirea consilierului local Nistor Tătar, care și-a dat demisia din Consiliul Local Rădăuți, cu primul supleant de pe listele electorale ale USL-ului, Simion Sticleț. Domnul Olărean a refuzat să rezolve problema înlocuirii domnului Tătar timp de câteva luni bune. Evident că, până când se vor pronunța definitiv și irevocabil instanțele de judecată, funcționează prezumția de nevinovăție. Însă, pentru faptul că a ajuns în această situație, dar și pentru unele fapte pe care nu a trebuit să le comită în calitate de primar, nu ar fi trebuit să le comită în calitate de primar, Aurel Olărean este jupânul de pardon al săptămânii. Da, dincolo de pardon sau de salon, cu siguranță că este jupân. Atâta timp cât și-a permis să facă cam ce a vrut mușchiulețul lui. Cam asta a făcut el, nu? Cam ce a vrut mușchiulețul lui. Ca să vezi cam despre și vorba. Senatorul PSD de Fălticeni, Ovidiu Donțu, vorbește o limbă necunoscută pentru simpli cetățeni. Limba de lemn a capitalei, ne anunță cei de la Jupune. Trebuie să citesc materialul ăsta, că e prea tare. E prea tare. Deficitul pudic, cel puțin așa se încheie materialul. Limba de lemn a capitalei, își zice el. În PSD Suceava, responsabil cu aducerea veștilor bune de la capitală, este președintele executiv al organizației județene a partidului, senatorul de Fălticeni, Ovidiu Donțu. Ultima veste pe care domnul Donțu a adus-o până la Suceava și a pus-o să umble prin presă arată așa. Scutire de la plata impozitului pe profit reinvestit face parte din pachetul de măsuri pro-business asumat de guvern alături de reducerea CASE cu 5%, o absorpție mai bună a fondurilor europene pentru perioada 2014-2020 prin debirocratizarea procedurilor și a ghidurilor solicitantului și anularea și comasarea a 92 de taxe. Sperăm ca aceste măsuri să aducă o nouă dinamică economiei românești. Precizez de asemenea că anul trecut România a înregistrat o creștere economică de 3,5%, cea mai mare din Uniunea Europeană. În anul acesta avem o creștere economică de 2,5%. Am mers pe o cale corectă, aceea de a scădea în fiecare an deficitul public și de a ne aduce spre țintele europene de deficit structural. România are un deficit structural de 0,2% din produsul intern brut. Să ne scuze domnul Donțu, dar le spune de parcă ar fi Florin Răducioiu, care, după câteva luni petrecute în Italia, vorbește cu accent italienesc. Sfatul nostru prietenesc, domnule senator, este acela de a nu mai citi cuvânt cu cuvânt toate textele pompoase pe care vi le trimite Bucureștiul, ci ar trebui să vorbiți pe limba cetățenilor simpli din Colegiul Fălticeni. Dacă încă nu ați învățat să traduceți frazele din limba de lemn a capitalei în limba română, atunci vă invităm să puneți burta pe carte. Numai aveți grijă să nu o sufocați. Întru totul de acord, însă nu cred că ei se aplică doar lui Donțu, ca să ne înțelegem. Donțu, bineînțeles că își dă importanță înzecit față de cât ar trebui să-și dea importanță, dar materialul de astăzi se aplică în rândul multora. Cum ar fi? Bereanu de la PSD, Cioată de la PC, mai sunt câțiva, mai sunt, nu-mi vine acum în minte, că nu pot să-i țin minte pe toți, dar sunt mulțișori, da? Am zis oaia cu Cioată, când l-am întrebat, m-am întâlnit sâmbătă cu Cioată,
Cioată nu, chiar dacă e în zona de munte, nu vorbim de o, deci ca să facem distinția foarte clară, m-am întâlnit cu, sau am văzut foarte multe cioate, dar m-am întâlnit și cu deputatul cioată, că am fost în zona de munte, la festivalul Comorile Muntelui. Și acolo pe munte, sus, m-am întâlnit cu cioată, Cezar Cioată, deputatul PC Cezar Cioată, un deputat care e pe cale de sinucidere din punct de vedere politic, dar trecând peste asta, e deputat, da? M-am întâlnit cu Cezar Cioată și l-am întrebat, ce faceți, domnul deputat? O întrebare de bun simț, așa, de început de discuție. Și el a răspuns, fac ce vreau. Adică, domnul Cezar Cioată încă n-a înțeles după 2 ani de când e deputat că nu trebuie să facă ce vrea. Că nu mai poate face ce vrea. E, domnul deputat Cioată, când era min acolo, putea să facă absolut ce vrea el. Dar acum nu mai poate să facă chiar ce vrea el. Adică el ar, acum ar trebui să facă ce spune legea, ce vrea electoratul, să aducă un plus zonei pe care o reprezintă. Dar nu, el face ce vrea. Că deputatul Cioată e un șmecher. Înțelegi? El face absolut ce vrea el. Da, mai vorbim despre asta, domnul Cioate. Dacă faceți ce vreți, o să vedem puțin, o să luăm așa la puricat activitatea deputatului Cioate, să vedem ce vrea să facă. Știi? Pentru că e foarte important. Foarte important. Da, sunt timid, dar mă pliez, ne spune Ion Longo. Eu mă pliez la orice majoritate ca să putem croi cât mai multe proiecte pentru perioada 2014-2020. Primarul PDL al Sucevei, Ion Lungu, despre viitorul său politic în contextul apariției ordonanței care permite migrația aleșilor locali. Da, sunt timid, dar mă pliez. Se pliază, noi suntem siguri că se pliază, domnul Lungu. Eu sunt sigur că și dumneavoastră sunteți siguri că se pliază, definitiv, domnul Lungu. Deci n-ar trebui să ne facem griji, știi? Bun. Vin ardelenii pe areni, ne informează Obiectiv de Suceava. Rapidul va înfrunta Gaz Metan Mediaș în 16-mile de finale ale Cupei României. Cel mai probabil meciul va avea loc marțea viitoare, cu începere de la ora 16 pe stadionul Areni. Este un adversar accesibil. Putem să-i batem, a declarat președintele Rapidului Dumitru Moldovan. Vom încerca să ne calificăm mai departe, va conta foarte mult publicul. Un stadion plin ar fi cea mai mare motivație pentru băieți, a completat antrenorul Bogdan Tudoreanu. Și găsiți mai multe informații în Obiectiv de Suceava. Într-un an, construcția de locuințe a scăzut în Suceava cu 8%. Chiar și așa, județul nostru se menține pe locul 4 la nivel național ca număr de locuințe terminate. Doar Ilfovul, Bucureștiul și Constanța ne surclasează, cu mențiunea că din spate vin tare în domeniile imobiliare Timișul și Iașul. Tot colegii de la Obiectiv ne spun că 15 suceveni au fost extradați în străinătate în acest an. Cei 15 au fost extradați în Italia, Spania, Germania, Austria, Franța și Belgia după ce au comis tot felul de fără de legi pe teritoriul acestei țări. Sucevenii sunt acuzați de la simple furturi până la jafuri armate, trafic de droguri sau chiar crimă. Bă, dar de când sunt așa, bă, ciumegii sucevenii noștri? Încă din perioada anilor 90, când o grupare formată din mai mulți suceveni jefuia bănci prin Germania, fiind cunoscuți drept banda germaniștilor, Suceava a rămas unul dintre județele care a livrat cei mai mulți infractori români în străinătate. Bă, la oare ceva așa, nu știu, Suceava să livreze niște medici, niște ingineri, niște, nu știu, frate, niște somități, chiar nu? Să-i extradăm pe ăștia, mă? Despre asta e vorba. An de an, la Serviciul de Investigații Criminale, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, se primesc informări de la autoritățile altor state despre suceveni care au comis fără de legi în afara granițelor țării. Dacă în anul 2013 Curtea de Apel Suceava a pus în executare 19 mandate europene de arestare, până în prezent, în acest an, 15 suceveni au fost extradați către autoritățile judiciare ale altor state pentru infracțiuni comise în străinătate. Aceștia erau căutați în principal pentru fapte de furt și tâlhărie comise în Europa Occidentală, însă și pentru fapte de jaf armat, trafic de droguri sau chiar crimă. 5 dintre suceveni au fost extradați în Italia, 3 în Spania, 2 în Germania, 2 în Austria și 2 în Franța.
Unul dintre ei a fost extradat în Belgia. Avem patronul de... E un club pe Zamca, deschis de vreo 3 luni de zile, iar după 2 săptămâni de funcționare a fost închis. Ce mult a durat clubul ăla. În timpul ăsta au adus două animatoare cu țâțele goale, s-au adunat... Ha? Mai jos de unde stai? Da. Mai sus, acolo, acolo, acolo. Vis-a-vis de cimitirul ăla de pe Zamca, au venit două animatoare cu țâțele goale, cu ciorapi rupți pe picioare, s-au adunat o căruță de țărani, s-au bătut acolo și-au dat cu sticlele de bere în cap, că nu și-au permis să-și cumpere un whisky. După aia, nu știu, s-au băgat în budă și o tras pe nas și după 2 săptămâni, ia că patronul a fost arestat. I-au luat bani, i-au luat cică niște droguri, i-au luat mașină și clubul acum... e cam închis, ceea ce e destul de nașpa, da? Patron de club în Suceava, traficant de droguri în Franța. Ăsta e el, ca să ne înțelegem. La sfârșitul lunii mai 2014, Curtea de Apel Suceava a admis cererea de executare a mandatului european de arestare emis de către parchetul Tribunalului de Mare Instanță din Bedigny, Franța, împotriva persoanei solicitate Cezar Alin Puiu, de 31 de ani, din Suceava. Astfel, magistrații suceveni au dispus predarea suceveanului către autoritățile judiciare franceze. Pe numele lui ăsta... Așa... Tribunalul din Franța a emis un mandat european de arestare, el fiind acuzat de trafic de droguri și asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni. Nu, ca să vezi. Dar el a venit acasă cu bani și a deschis un club. După cum ziceam, era un șmacăr. Un șmacăr. Bun. Da, n-are sens să citesc în continuare. Trebuie să mai... Un țigan analfabet din Dolhasca a acuzat că a ucis în bătaie un bătrân afacerist spaniol. Ca să vezi. Adică ăla nu știe să citește, nu știe să scrie și nu știe să vorbește tare bine. Dar dă cu vastul. Na, trebuie să stea o leacă închis. La începutul acestui an, Curtea de Apel Suceava a dispus arestarea preventivă pentru 14 zile a inculpatului Ion Lupu, de 32 de ani, din Dolhasca, pe numele căruia prima instanță și Curtea Magistraților din Nuls a emis în data de 18 octombrie 2013 un mandat european de arestare, fiind acuzat de furt prin violență dintr-o casă locuită, lipsire de libertate în mod ilegal și omucidere. Lupu a fost prins de polițiștii Serviciului Investigații Criminale din cadrul IPJ Suceava, care au fost sprijiniți de poliția orașului Dolhasca, suspectul fiind găsit în data 21 ianuarie 2014, în jurul orei 10:30, în Dolhasca. Acesta a fost arestat preventiv în baza mandatului european emis de către autoritățile judiciare din Spania, respectiv aia ce am zis mai sus, în vederea predării către autoritățile judiciare spaniole. Da, n-are sens nici aici să mă apuc să citesc povestea lui, că nu... Bun. Și mai avem încă unul. Detonatorul de bancomate din Torino a fost prins în Rădăuți. Ca să vezi. La mijlocul lunii august 2014, recent, Curtea de Apel Suceava l-a arestat preventiv pe Gheorghiță Ionuț Bădeliță, de 27 de ani, Dâmbovlăvăț. Pe numele căruia magistratul responsabil de investigații preliminare din Torino a emis un mandat european de arestare. Bădeliță era căutat de autoritățile judiciare italiene pentru comiterea infracțiunilor de jaf armat, jaf organizat, furt de bani prin introducerea de gazoase inflamabile într-un bancomat, făcându-l să explodeze și trafic de vehicule. Ca să ne înțelegem. Lima Ciortales, probabil. În urma investigațiilor făcute, polițiștii judiciariști suceveni au reușit să-l localizeze și să-l rețină pe acesta pe raza municipiului Rădăuți, în apartamentul concubinei sale. Bădeliță este acuzat că a comis pe teritoriul statului italian, în zona Torino, în anul 2012, numai puțin de 15 infracțiuni, 13 furturi din bancomate și 2 furturi de mașini, prejudiciul creat de acesta ridicându-se la suma de 300.000 de euro. Individul a fost dat în urmărire la nivel european încă din luna aprilie 2014. Pam, pam, uite, unii fac 300.000 de euro simplu, se bucur un pic de ei, își bag un tatuaj pe umăr ca să fie niște șmacari, ca să ne înțelegem. A trecou, tăiatră, dacă a trecou pe umăr să vadă tatuajul,
Yellow Schmecker. Și îți dai seama că, de fapt, minciuna are picioare scurte și hoțul prea puțină minte, știi? Și aceea vine mandatul de arestare european și îl toarnă oriunde ar fi el, îl execută, îl trimite acolo și acum stă la mititica, o bucată bună. Și până la urmă 300.000 de euro în condițiile în care tu vii acasă și te dai șmăcăr, nu te țin decât vreun, hai să zicem, ce, un an, o laie, rapid s-au dus. Da, pentru că tu ești șmăcăr și trebuie să arăți cât de bine îți merge, știi? Și banii ați cheltuie repede, tu stai la mititica și nu s-au ales nimic de tine. Așa că, mare atenție, nu vă apucați de prostii. Pauză de publicitate și revenim imediat. Bună dimineața din nou pentru cei care ați deschis televizoarele puțin mai târziu. Am început prima parte a matinalului cu știri extrem de important, a doua parte a matinalului cu alte informații mai punctuale, iar revista presei nu a fost deloc neglijată. Stăteam pe parcursul pauzei de publicitate și răsfoiam puțin ziarele. Am găsit un milion de informații extrem de interesante, atât în obiectiv cât și în monitorul, dar și în Cry Now. În pagina 5 din ziarul Obiectiv de Suceava avem un interviu, Dita mai interviu cu primarul de Dumbrăveni, primar PNL, îl cheamă Pavel, care a avut sâmbătă sau duminică, o vizită a primului ministru, care i-a adus niște bani pentru o grădiniță, duminică, care i-a adus niște bani pentru o grădiniță și un microbuz. Iar declarația cea mai importantă care au scos-o colegii noștri de la primarul de Dumbrăveni, din punctul meu de vedere, este și titlul acestui articol, și anume, interesul comunității trebuie să fie apartenența politică a unui primar. Din punctul meu de vedere, interesul comunității ar trebui să fie capacitatea de gospodărire a unui primar, în niciun caz apartenența politică. Un primar n-ar trebui să mai facă atât de multă politică în momentul în care este ales ca primar. Dar Pavel se știe că își dorește să conducă PNL-ul și cel mai probabil nici nu va mai rămâne în PNL, pentru că nu-l poate conduce. Cel mai probabil va trece spre Călin Popescu-Tăriceanu sau poate chiar în PSD. De ce nu? Și așa sunt politicieni mulți cu moravuri ușoare. Ca să nu zic altfel. Da. Citiți materialul din, obiectiv că e mai mult decât interesant. Klaus Iohannis vine săptămâna viitoare la Suceava. Nu înțeleg de ce. Sincer, chiar nu știu de ce vin. Eu să fiu în locul lui, n-aș mai veni, nu m-aș mai duce nici la Sibiu. Adică, și așa are numai de pierdut. Candidatul Alianței Creștin-Liberale la alegerile prezidențiale, Klaus Iohannis, va veni marți, 23 septembrie, la Suceava. Președintele Partidului Național Liberal va participa la o întâlnire în Sala Mare a Casei de Cultură, la care vor fi invitați să participe membrii organizațiilor locale ale PNL și PDL din județul Suceava, pentru o mobilizare mai amplă în luna octombrie pe durata campaniei electorale. Surse din cadrul PNL Suceava susțin că data de 23 septembrie este bătută în cuie și că singurele aspecte care vor fi clarificate în zilele următoare sunt legate de ceilalți invitați care vor veni alături de Klaus Iohannis. Deocamdată ar fi vorba de Mihai Voicu, președinte PNL Dolj și vicepreședinte executiv la nivel național, Florin Țurcanu, președinte PNL din județul Botoșani și vicepreședinte la nivel național al PNL, și de Mihai Răzvan Ungureanu, vicepreședinte al PDL
Dintre parlamentarii suceveni ai ACL vor fi de față senatorul Gheorghe Flutur, președinte al PDL pe județul Suceava și secretarul general al PDL la nivel național, deputatul Ioan Bălan, președinte al PDL pe municipiul Suceava și secretar general adjunct la nivel național, deputatul PDL Sanda Maria Ardeleanu, deputatul PNL Ștefan Alexandru Băieșanu, președintele organizației județene a PNL și senatorul PNL Steliana Vasilica Miron. Bă, dacă ăștia nu-l dau afară pe Băieșanu, să mor eu dacă mai crede cineva în PNL. Deci atâta tam-tam s-o făcut că-l dau afară pe Băieșanu, că nu-i bun de nimic, că nu știu ce, și iar s-o calma spiritele, știi? Deci dacă nu se întâmplă ceva în PNL, să vedeți câți pleacă, că sunt foarte mulți care pleacă, tocmai pentru că sunt nemulțumiți de Băieșanu și de actuala gestionare a Partidului Național Liberal. Dar ăștia nu fac nimic de la București și nu înțeleg de ce. Adică ce examen trebuie să mai treacă Băieșanu? De cultură generală, ia băgat site-ul de cultură în dubă. N-a trecut o dată examenul la europarlamentare și a scos 6-7%? Hai să fim serioși. Hai să fim serioși, nu? Bun. Ne apucăm de crainul. Cam povestea cu Păcală. 16 septembrie a căzut într-o zi de marți, șeful administrației județene sucevene, Cătălin Nichifor, s-a arătat foarte deranjat de dezinteresul total al firmei care a fost selectată să execute lucrările de construcție a șoselei de centură a municipiului Suceava față de un contract și față de banii publici. Rar vezi așa ceva. Ai o amărăciune când vezi cum ești desconsiderat, a declarat președintele CJ Suceava marți într-o conferință de presă. Potrivit lui Nechifor, Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din Suceava a reziliat contractul cu această firmă, întrucât nu a fost respectat nici termenul de 15 septembrie pentru finalizarea lucrărilor la ruta ocolitoare a Sucevei. Președintele Consiliului Județean Suceava a arătat că șoseaua de centură trebuia dată în folosință în 2012, dar au fost extinse termenele pentru noiembrie 2013 și apoi iulie 2014, constructorul angajându-se să termine primul tronson la 15 septembrie 2014. Suntem în 16 septembrie și nu s-au ținut de cuvânt, a declarat Nechifor. El a arătat că, după rezilierea contractului, CNADNR-ul urmează să găsească soluția pentru finalizarea lucrărilor, cel mai probabil urmând să fie executată garanția de bună execuție pentru finanțarea investiției. Potrivit șefului administrației județene, o situație asemănătoare s-a înregistrat la modernizarea DN18, unde s-a reziliat contractul pentru lucrările la un tronson al drumului, iar din execuția garanției de bună executare se repară drumul. Eu m-am cam sturat de subiectul ăsta cu centura. S-a discutat de un milion de ori, s-a discutat într-un milion de feluri. Nimic nu se face, nimic nu se întâmplă, nimic pentru oameni. Deci mie mi s-o cam acrit, așa că nici nu o să mai citesc. Mă interesează în schimb un alt material. Prin orașul Salcea trece un drum foarte modern, dar care amenință cu inundații 15 gospodării. La mijlocul lunii trecute se inaugura la Baisa, fiindcă lucrarea de acolo fusese începută, modernizarea DN29, Suceava-Botoșan, tronson de 36 de kilometri. Dacă oficialitățile ar fi ajuns și pe la Salcea, poate ar fi aflat și că s-au turnat 3 straturi de asfalt și drumul s-a înălțat cu 40-50 cm. În dreptul la 15 locuințe, în loc să se facă podețe, s-a turnat beton, s-au irosit niște bani. Am făcut reclamație la drumuri, după care s-a spart betonul, s-au pietruit șanțurile, dar podețele nu s-au mai refăcut, ne-a spus ieri Petru Scutaru din Salcea, de la numărul 57 pe calea Sucevei, care precizează că astfel la ploi serioase ar exista risc de inundare a gospodăriilor. Ei, același lucru se întâmplă, se pare că la mai multe de gospodării din Salcea. O lucrare extrem de lăudată. Multă lume a lăudat lucrarea de la, cu drumul de la Suceava-Botoșani. Și era totul prea frumos să fie, nu adevărat, dar să fie, să rămână așa, știi? Să fie totul normal,
să nu avem probleme. Să... Era mult prea frumos. Adică ne-am bucurat cu toții mult prea mult. Și uite că acum sunt o parte care plâng. Ha? Orice minune ține 3 zile, exact. Da. Legătura feroviară dintre Moldova și Ardeal blocată pentru câteva ore de un tir răsturnat. Accidentul a fost anunțat chiar de un pompier militar aflat în timpul liber și de soția acestuia, evitându-se astfel producerea unei tragedii. Niciun tren nu a putut circula preț de mai multe ore între Ardeal și Moldova pe parcursul nopții de luni spre marți, după ce drumul feroviar ce face legătura între cele două regiuni a fost blocat de un tir care s-a răsturnat chiar peste Șine. Accidentul a avut loc în jurul orei 19 pe raza comunei Iacobeni. Atunci, potrivit datelor obținute de la biroul de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, un bărbat de 39 de ani din comuna Capul Câmpului, conducând un autotractor cu semiremorcă pe DN17, a apăsat mult prea mult pedala de accelerație, iar după o curbă deosebit de periculoasă la stânga, a derapat, a pierdut controlul asupra tirului, a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat pe calea ferată, situată pe partea dreaptă a sensului său de mers. Doar o minune a făcut ca în acel moment pe magistrala feroviară să nu există circulație, iar autotrenul să nu fie spulberat de vreo garnitură. După producerea accidentului, imediat la fața locului a fost solicitată din partea celorlalți participanți la trafic prezența salvatorilor din cadrul detașamentului de pompieri Vatra Dornei. Au fost întârzieri inclusiv de 129 de minute, ceea ce este foarte mult, dar bine că nu s-a soldat acest accident cu pierderi de vieți omenești. Da, avem un material foarte frumos cu Sanda Maria Ardeleanu pe care îl găsiți în cotidianul Crainou. ACLE a lansat Pactul Național pentru Stabilitate și Democrație. Bă, mergeți, mă. Ia mai du-te în Panama. Ia mai mergeți în Panama, mă. Toți. Panama e o locație foarte mișto, exotică. Păi de asta îi trimit și eu pe ei. Ia vă doresc să mergeți în Panama, toți. M-am sturat. Tătătea povești și... Bun. Dotări de ultimă tehnică medicală în funcție de cerințele medicilor la Spitalul și Policlinica Bethesda achizițiile în aparatura medicală din ultimii ani s-au realizat în funcție de nevoile și cerințele medicilor specialiști care lucrează acolo, iar pe acest principiu s-a achiziționat aparatură de peste 100.000 de euro. Bă, tu ești conștient ce înseamnă 100.000 de euro? De 100.000 de euro am eu aparatură. Da. Deci Suceava Live are aparatură de 100.000 de euro. Nu știu cât are Tele9, dar cred că are și Tele9. Tot ce e posibil. Deci 100.000 de euro e moca, mă, sunt bani de semințe, mă, pentru un spital. Și vin ăștia să facă dictai materialul cu aparatură de 100.000 de euro. Băi, terminați cu prostiile, mă. Păi ce e 100.000? 100.000 de euro e o casă, o mașină. Da? O mașină mai vânjoasă e 100.000. Și ei îmi spun că într-un spital au achiziționat aparatură de peste 100.000 de euro. Sau de aproximativ. Nu, de peste 100.000 de euro. Terminați, mă, cu prostiile. Aia e o sumă de semințe, mă. Terminați, să nu vă mai aud. Gata, m-am supărat, m-am nervat. Un editorial foarte fain în monitorul de Suceava. Ioana are un euro în loc de Ana are mere. Dar mi se pare de prost gust ca această celebră expresie să dispară, iar în locul ei să fie luată, iar locul ei să fie luat de o propoziție, scuzați expresia, cel puțin tembelă. Ioana are un euro. Dacă informația conform căreia Ana are mere ne ducea cu gândul la natură și de ce nu chiar la mâncare sănătoasă. Ioana are un ou, nu face decât să le reamintească micuților elevi că banul este tot ceea ce contează în ziua de astăzi. Un editorial extrem de interesant scris de Tiberiu Avram în monitorul de Suceava, în pagina 2. Nu ezitați să cumpărați ziarul și să citiți toate materialele care ni le-au dat colegii noștri, sau să cumpărați toate cele trei ziare.
Improvizații, fișe și planuri de lecție realizate în clipă de învățătorii care nu au manuale la clasă. O rușine! O rușine! O rușine! Sistemul de învățământ din România. O rușine! O rușine! O rușine! Sistemul medical din România. Să continui? Despre asta e vorba. Deci noi dacă avem un sistem de învățământ cu un astfel de ministru al învățământului, nu mai comentez, un sistem medical așa bolnav cum e el, o birocrație care ne bagă în pământ cu zile că vrei să faci orice și trebuie să faci un milion de acte care costă bani de-ți vine rău, notari peste notari care încasează comisioane peste comisioane pentru ștampile peste ștampile care nu-și mai au niciun sens în lumea asta occidentală, în lumea asta civilizată, nu în demențialitatea asta de țară. Dar dacă se poate ca proștii ăștia de români să plătească cât mai mult, proștii ăștia de români să fie taxați cât mai des, proștii ăștia de români să fie prostiți cât mai mult, îi nemaipomeni. Mă, e extraordinar! Mă, Ciocoflendere, vină încoace să te vadă lumea! Deci aș pune la zid pe mulți din ei. 7.000 de elevi din clasele 1-a și a 2-a au început anul școlar fără manuale pe bănci. Hai mă să le punem adeziuni și la ăștia mici la partid, la... să facem partidul copiilor, nu știu de care, da? Păi frate, nu-i posibil. Situația fără precedent ar putea dura până la finele lunii octombrie. Dar ce nu le dați mă anul viitor în septembrie? Anul ăsta să stea să se joace cu mucii pe tablă. De ce? Dar nu înțeleg de ce vă grăbiți așa, de ce sunteți așa agitați să finalizați până la sfârșitul octombrie? Stați-mă cu minți, lăsați. Dar nu, că dacă sunt unii care n-au învățat după manuale și au ajuns parlamentari, acum ce zic? Lasă, că și eu, eu mergeam cu papușii rupți în chișoare la școală, mergeam, târâiem rucsac pe spate și mergeam la școală, nu mai avem manuale. Și ingașini sunt amu, sunt parlamentari de Suceava, bă! Dar dacă ei au făcut așa, cumva, știi, e o acoperire. Lasă-și copiii ăștia să facă la fel. Păi nu, mă, tănănăilor, că sunteți niște tănănăi, mă. Păi nu așa. Ia creați-le condiții, mă, la copii. Dar nu mai investiți în toate măgăriile de pe lumea asta. Dați bani pentru toate mizeriile. Alocați bani pentru toate prostiile. Da? Deci dați bani pentru toate mizeriile de pe lumea asta. Dar să investiți în copii, în sistemul medical, în toate nenorocirile astea, nu investiți. Suntem o rușine la nivel de Europa, mă, că avem datorii la toate spitalele din toate celelalte state din Uniunea Europeană. Miliarde de euro, mă. Miliarde de euro. Și du-te, românule, și tratează-te într-o clinică din străinătate să râdă ăia de tine. Pentru că nu sunt stare, mă, guvernanții ăștia să dea ceva. Și mai îmi spun mie că nu. Dar birocrația să mă țină pe mine în cozi. În cozi ca pe vremea lui Ceașcă, să stăm în cozi, să cumpărăm o pâine. Acum stăm în cozi și ne mută de la o coadă la alta să scoatem o mizerie de hârtie. Că asta e țara în care trăim. E o rușine. E o rușine pentru țară ce s-a întâmplat la începerea acestui an școlar. Da? Că au ajuns copiii și a trebuit să scrie pe bănci, pe ce Dumnezeu să scrie și din ce Dumnezeu să învețe. Citesc copiii în clasa 1, Baba și Merle de Aur, că le-am combinat poveștile, da? Deci lasă-o încolo de treabă, pe cuvântul meu. Și ne mai ținem, mă, mari și tari. Bă, ne ținem, bă, suntem niște adevărați. Bă, suntem niște adevărați. Bă, ce bine merge România asta. Ei, pă dracu, dacă e o surpriză, vă spun eu. România mere în cap. În picaj liber. Prelungirea mandatelor de arestare pentru procurorul Dâmbu, judecătorul Bărbuță și afaceristul Babiuc s-a decis târziu în noapte. Deci, până la urmă,
prelungirea mandatelor de arestare continuă. Nu? Curtea de apel București a judecat ieri cererea formulată de procurorii DNA privind menținerea după gratie a celor trei suceveni, procurorul Dumitru Dâmbu, judecătorul Bogdan Burbuță și omul de afaceri Costel Babiuc, au aflat azi noapte târziu dacă vor sta în arest preventiv pentru a patra lună consecutiv. Și asta pentru că propunerea de prelungire a mandatelor de arestare formulată de procurorii structurii centrale a Direcției Naționale Anticorupție a fost analizată vreme de mai multe ore de magistrații de la Curtea de Apel București, însă până la închiderea ediției aceștia nu se pronunțaseră asupra deciziei, asupra acestei solicitări. Oricum, decizia Curții de Apel București nu este definitivă și poate fi contestată la înaltă Curte de Casație și Justiție. Cei doi magistrați și afaceristul Babiuc au fost încătușați pe 23 iunie, la o zi după ce procurorii și ofițerii anticorupție de la București au descins la Suceava și au făcut 14 percheziții, dintre care una la sediul parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava în biroul lui Dâmbu și una la judecătoria Rădăuți în biroul lui Bărbuță. De asemenea, anchetatorii au descins și în sediul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, Serviciul Arme, dar și la Primăria Rădăuți. Îmi cer scuze, dar pe mine mă adorm poveștile astea, pe dumneavoastră nu? Ar trebui să trecem la alte subiecte, nu? Eu așa cred. Bun. O firmă de aparatură medicală va furniza Spitalului Județean Suceava un nou computer tomograf. Ăștia schimbă anual tomograful, știi? Și că, bă, ce mai facem la spital? Hai să schimbăm tomograful. Bă, dar n-am făcut anul trecut. Bă, așa bine sună când ieși în fața presei. Când ieși în fața presei și spui: doamnelor și domnilor, avem o nouă investiție în acest an la Spitalul Județean Suceava. Este vorba de un nou aparat tomograf. Să mor tu. Păi, cu asta mai luat și anul trecut. Nu, este un aparat tomograf de ultimă generație care va ajuta bolnavii din județul Suceava să mor tu. De asta mi-ai spus și anul trecut. Nu, bineînțeles că evoluția echipamentelor medicale de la un an la altul este atât de avansată încât... Bă, de asta mi-ai spus și anul trecut, adică știi, pentru numele lui Dumnezeu. Da, fă ceva, știi, adică, băi, nu, da, eu înțeleg, da, tomograf nou, ok... Da, nu știu, hai să ne gândim și la alte chestii. Dar hai să vedem, că asta e interesant. Prețul de achiziție este de 2, de un pic peste 2 milioane de lei, 10% fiind contribuția Consiliului Județean, iar 90% contribuția Ministerului Sănătății. Firma asta de care vă spuneam va furniza Spitalului Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava un computer tomograf de ultimă generație produs de... E de ultimă generație, ca să ne înțelegem, nu orice. Acesta a câștigat licitația electronică la care au mai fost depuse încă 3 oferte din partea altor societăți. Noul computer tomograf care îl va înlocui pe cel vechi. Da? Ca să ne înțelegem. Dar ce-ar fi putut să înlocuiască? Să-mi fie cu iertare, serios, dar... Știai că noul computer tomograf care îl va înlocui pe cel vechi. Păi dacă e nou și computer tomograf, doar nu putea să înlocuiască un medic în pana mea, știi? Adică noul computer tomograf care va prelua funcția de director medical, știi? Ca și cum l-ar fi înlocuit pe Brădățan. Așa sună propoziția asta. Noul computer tomograf va prelua funcția de director medical al spitalului. Bă, nu! Noul computer tomograf va fi un spital în locul celui vechi. E o chestie de logică, dar asta nu e problema mea. Așa. Vechiul, că acum scrie. Îl va înlocui pe cel vechi uzat moral. Acum am înțeles. Deci acum am înțeles de ce de la an la an se schimbă computerul tomograf. Pentru că computerul nu poate să fie uzat mai mult de un an, că moralul lui îi scade. M-ai înțeles? Adică creierul nu-i mai funcționează, știi? Se uzează moral. Când vede atâția pacienți bolnavi, spune: bă, nu mai pot, mă, nu mai pot. Și tot se deschide o fereastră de aia cu Skype, știi, cu videocomunicație și plânge, mă, tomograful de la Suceava și zice: mă, nu mai pot să văd atâția oameni. Sufăr. Mi se rupe sufletul, mă. Mă, tu dai seama că sunt... Cum, mă, nu se... Bă, vă rog, schimbați-mă. Și computerul ăsta tomograf care deja e uzat moral... Probabil că merg internat mai apoi ori la Burdujeni, ori la Câmpul Lung, știi? Adică
sună directorul de la Spitalul Județean și spune psihiatria, da, am bun, am un pacient pentru dumneavoastră, pot să-l trimit urgent cu o ambulanță, noi l-am stabilizat, îl trimitem cu o ambulanță de la noi, să-l primiți, vă rog. Da? Și când ajunge ambulanța la psihiatrie, când deschide ăștia un computer tomograf pus în perfuzie, știi? Adică să-i ridici un pic moralul, îi dă un pic de drog să viseze frumos, da? Pauză de publicitate, revenim imediat. Revenit, dragi prieteni, după pauza de publicitate și trebuie să vă mărturisesc că pe parcursul pauzei de publicitate stăm puțin de vorbă cu Vasile în regie și am văzut un clip care nu pot să nu vi-l prezint pentru că Bucovina are talente. Bucovina are oameni cu care să ne mândrim. Haideți să vedem pe cine ar putea fi folosit acest nou aparat tomograf. Cred că e cea mai bună comparație pe care o puteam face. Avem un aparat tomograf nou, motiv pentru care avem și oameni pe care să-l folosim. Va fi uzat moral inclusiv moderatorul acestui matinal după ce veți urmări materialul pe care Vasile ne-l va da în momentul ăsta. Sunet! Astăzi e chef tare, dar băieți cu valoare, muzica le cântă, la bani nu se uită. Astăzi e chef tare, dar băieți cu valoare, muzica le cântă, la bani nu se uită. Hai cu maneaua să ne facem de-a plaua, vreo trei zile și trei nopți. Fetele să joace, că nouă ne place, să le dăm clasă la toți. Ce tamplava, vreo trei zile și trei nopți. Fetele se joace, că nouă ne place, să le dăm clasă la toți. Și acum mă gândesc ce comentariu să fac. Ar trebui să le citesc horoscopul, dar să știu în ce zodie sunt, știi? Aveți grijă, astăzi vă puteți dezmembra. Nu. Pești, probabil că era tipul care stătea, știi, de stătea, știi, cum e să stai în telefon și să te uiți așa. Adică, cu siguranță că n-avea smartphone tipul, știi, să zici că îi bate lumina și nu vede. Trebuie să fie avut un Nokia 1100 de ăla și ăla cumpărat acum 25 de ani, știi, și probabil și fără cartelă și juca Snake băiatul, că altceva nu cred că avea ce să facă, știi, și stătea așa, foarte concentrat. În timp ce tipele astea care probabil că însumat aveau 18 ani, știi? Au început acolo. Hai cum maneaua, să nu-i facem de-am leaua. Știi? Și au cumpărat rochițele astea sau nu știu, le-au cumpărat, le-au găsit pe undeva. S-au gândit ele, bă, ne stă bine. Și au pus o pereche de pantofi cu toc în picioare și au urcat pe iarbă. Au zis, hai pe ringul de dans! Hai pe ringul de dans să ne rupem fetelor! Fata! Fata, vreau să dansez puțin cu Nicolae Guță, că dacă aș putea aș fi noua Beyoncé de România, vreau să-i fac un copil lui Guță, ia cam asta gesticula acolo, vreau să-i fac un copil lui Guță. Și-au pus tocurile, niște papuci care n-au nicio legătură cu ținuta lor de altfel, știi? Dar și-au pus tocurile, că e hram la Volovăț, ca să ne înțelegem, mare hram la Volovăț, fetele au pus tocurile și-au mers pe ringul de dans, adică pe tarlaua din comună. Tu ești din Volovăț, Alin, le cunoști pe fete? Nu, da, nu sunt din Volovăț, fetele? Fetele... Bă, ca să ne înțelegem, stai un pic. Deci erau animatoare invitate la hram la Volovăț. Adică domnul primar Vicol, tot respectul, ați adus animatoare la hram la Volovăț. Asta înseamnă ceva, da? Fetele cu pantofi cu toc au călcat într-o balegă de vacă de întărlaua din comună, dar nu nicio problemă că s-a curățat pantofi cu toc. Bă, nu ce o problemă, un pic de balegă nu strică, ci că aduce noroc. Uite, le-a adus un noroc balega în care au călcat, că au ajuns la tembelizor.
Ai înțeles? Ai văzut copiii, erau acolo niște copii de între 3 și 5 ani. Stăteau și se uitau așa la fetele astea, că era să le spun un cuvânt, dar m-am abținut, m-am oprit la timp. Uite-te, fatina, uite-te, fatitanti, fatitanti. Fatitanti, ridică mâna, trage futita în rot, că te ridică futita. Cam despre asta e vorba. Dar eu oricum m-am distrat copios, mai ales că tipul ăla care stătea în fața lor și le păzea, cumva am înțeles eu că le păzea după poziția pe care o avea. El, tipul, jucând Snake pe telefon, se mă uita și la fete, știi? Și în timp ce se uita așa la fete, probabil că se gândea el, bă, părea foarte înalt. Ai văzut ce înalt părea? De alta, dacă când s-a plecat așa... A zis că suferă de scolioză, știi? Scolioza deformează coloana. El are un fel de scolioză, alt fel de scolioză, că i-o lungi coloana. Nu știu cum s-a întâmplat. Cum se cheamă, mă, Camila aia cu singură cocoașă, cum scapă acum? Cum? Dromader. Deci dromaderul care le păzea pe fetele alea și juca Snake, îți dai seama că Camilele nu se tem de șerpi. Că ele în deșert se întâlnesc tot timpul cu șerpi. Și atunci, ca să se simtă ca acasă, omul s-a apucat să joace Snake. Probabil că are un Snake mai special pe telefon, Snake-ul în nisip, in the sand, Snake on the sand. Bă, e posibil, poate te dea mesaje cu domnul Vicol. Domnul Vicol, mulțumit de animatoarele care le-am adus? M-ai înțeles? Bă, nu oricine poate să fie animatoare la hram la Bolovăț. Ca să ne înțelegem încă de la început, da? Ideea e că animatoarele astea nu pot dansa pe orice muzică, da? Deci trebuie să fie fără-n-mar, 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 fără-n-mar. Dați-mi o lamă să-mi tai vena pe lung. Cam despre asta e vorba. Ne-am distrat și cu Bolovățul. A fost frumos, mă, la hram la Bolovăț? Da. A fost frumos, da? Superb. Bun. Vedem acum ce se întâmplă cu Tarlaua. Dacă tu dai seama că au făcut... Deci au făcut concurență la care lasă mai multe urme pe Tarla. Știi? Adică, bă, vacile, eu înțeleg că lasă urmă de copită. Caii lasă urmă de potcoavă, oile lasă urmă de toc, nu? De tot de copită, numai că e o copită mai subțire puțin, știi? Iar fetele lasă urme de tocuri, ca să ne înțelegem, da? Oricum, pe ansamblu frumos, eu sunt convins că ele încă de acum 3 luni de zile și-au pregătit vestimentația asta și chiar dacă ploua afară, chiar dacă ningea, ele tot așa veneau îmbrăcate. Păi cum, fata, că mi-am cumpărat papucii de la bazar, special pentru acest eveniment, hramul de la Bolovăț, da? Ne-am distrat? Ne-am distrat. Frumos. Foarte frumos, nu? Ce frumos au dansat fetele. Deci că lui Cristi, colegul nostru, i-a fost frică să ia mai multe cadre cu fetele astea, că se temea de dromaderul ăla, știi? Ha? Nu, bă, trof frumos, nu fi... Ia, nu trece măsura, da? N-ai tu de unde să știi ce se întâmplă acolo. Nu, da, vorbim. Da? Bun. Luni seara? Luni seara sau duminică seara? Am ieșit la Bustugol în fața blocului. Dacă mă vedea cineva și mă filma, chiar că spunea că sunt un fel de animator în Suceava, știi? Numai manelele nu cântau, în rest eu eram în izmene și în Bustugol. Dar să vă spun și de ce. Pentru că aveam geamul deschis la cameră și la un moment dat am auzit foarte mare hărmălaie de câini. Adică hrăituri, mușcături, de-a dreptul. Bă, am ieșit pe geam, zic, pana mea, s-a întâmplat ceva, a mușcat un om, ceva se întâmplă. Bă, și când ies în fața bloc, când ies pe geam să văd ce se întâmplă, o haită de vreo 12 câini, de atât cât ghițăi, cât masa asta, mușcau dintr-o cățelușă care tot ar trebui să fie undeva la adăpost, pentru că este câine vagabond, dar care e întreținută de vecinii de la blocul nostru. Și cățelușa e cu minte, da? Da, locul ei e în adăpost, nu sub balconul de vis-a-vis. Și hândrălăi ăștia mușcau din ea. Și bineînțeles că n-am mai apucat, eu dorm la Bustugol, nu zic mai mult. N-am apucat să iau nimic pe mine pentru că am zis cobor să salvez câinele. Bă, erau 12 mari, 12 mari toți! Și ce am apucat să fac, să iau mână, adică am luat o pereche de șlapi în picioare rapid, și ce am apucat să iau mână a fost numai lesa de la câinele meu, știi? Care e de-aia din plastic așa și am zis o iau, o folosesc, că, cum se folosește chestia aia, cum se cheamă aia de pui pe... Rozetă. O folosesc pe post de rozetă, mă, că le dau câte una dacă nu le zboară creierul din cap, știi?
Bineînțeles că până am coborât eu de la 3, eu și la o anumită vârstă nu mai e așa ușor, era 12 noaptea. A ieșit o femeie de la balcon și a aruncat cu apă în ei, cu niște alune, mi-a zis femeia că avea în casă. Da! O dat cu alunele peste ei și câinii s-au despărțit, știi? N-am văzut pe acolo decât niște blană, că îi turnam eu. Va, ce făceam, că eu am o simpatie aparte pentru câinii comunitari. Și ne informează astăzi monitorul că 60 de câini vagabonzi prinși în prima săptămână de la atribuirea acestui serviciu unei firme de specialitate. Da. Nu neapărat. Au fost prinși de pe unde au apucat, dar în condițiile în care sunt mii și mii, 60 înseamnă nimic. 60 înseamnă 0. Campania de prindere a câinilor fără stăpân de pe străzile Sucevei, demarată de marțea trecută, a dus la capturarea 60 de patrupede ce hoinăreau pe străzile municipiului Reșeniță de județ. Este un număr mulțumitor pentru câteva zile de activitate, dar sperăm că se va reuși atingerea cifrei de 250 de câini capturați într-o lună de zile, așa cum este prevăzut în contractul temporar încheiat cu acea firmă de salubritate, a declarat ieri primarul Sucevei Ion Lungu, care speră ca odată cu dotarea echipelor de prinzători cu pistoale cu tranquilizante, eficiența acțiunilor acestora să fie mai mare. Ne dorim ca anul acesta până la final să ajungem la circa 1000 de câini adunați de pe străzi. În această privință există unele disensiuni cu cei care administrează adăpostul de animale din Lunca Sucevei. Spun că sunt numai 500 de locuri libere, dar eu cred că sunt mai multe și putem găsi soluții pentru a mări capacitatea de cazare, a adăugat edilul sucevean. Recent, municipalitatea sucevean a atribuit serviciul de capturare și transport a câinilor comunitari unei firme private în baza unui contract temporar de asociere care va fi anulat dacă firma nu reușește să ridice de pe străzi minimum 250 de câini lunar. Tarifele de prindere a câinilor de pe străzile Sucevei sunt 27 de lei pentru câini până la 10 kg, 45 de lei pentru câini cu greutate cuprinsă între 11 și 20 de kg și 55 de lei pentru cei mai mari de 20 de kg, ne anunță cei din monitorul de Suceava. Ei, abia aștept să văd că se întâmplă lucrul ăsta. Și în mod normal, dacă lucrezi într-un ritm în care s-a început deja, nu ai cum să nu prinzi cel puțin 250 de câini de pe străzile municipiului Suceava, în condițiile în care oriunde... Da. Un câine, da, mai puțin de un câine pe zi. Nu, băi, care un câine? Ar trebui 25 pe lună pentru un câine pe zi. Păi, am chiar aproximativ 10 câini pe zi. Dar în condițiile în care, ei circulă în haite de câte 20, știi? Adică nu-i greu. Trebuie doar nițică voință și nițica asumare. Aceeași chestie ar trebui să se întâmple și la Rădăuțe. Ar trebui să scăpăm și de câine de la Rădăuțe. Da? Haideți să ne concentrăm puțin și să forțăm mâna, dacă e nevoie, administrației locale și să găsească și o soluție prin care să strângă câinii de pe drumuri. Da? Bun. Bun. Comisarul șef Nelu Fediuc rămâne în continuare după gratii. Treaba lui. Treaba am eu cu Fediuc. Lasă-l pe Fediuc să-și vadă treaba. O tânără de 18 ani, dată dispărută de 2 luni, găsită la o mănăstire din Moldovița. Tânăra a declarat că nu vrea să se mai întoarcă acasă și a ales să fie maică la mănăstirea Secrieș. Preotul care slujește la această mănăstire de maici nu consideră că fata a fost ascunsă și spune că a convins-o cu greu să-și sune mama și să o anunțe că nu a pățit nimic rău. O tânără în vârstă de 18 ani din satul Drăgoiești, dată dispărută de familie din data de 11 iulie, când a plecat de acasă și nu a mai revenit, a fost găsită acum 2 zile la mănăstirea Cuperământul Maicii Domnului Secrieș din comuna Moldovița. Fata, Andreea Maria Danelco, figura ca dispărută pe site-ul Inspectoratului General al Poliției Române. Misterul s-a elucidat acum 2 zile, când fata a anunțat că se află la mănăstire. Bă, până la urmă e decizia ei și putea să-și anunțe mama și tata că, bă, vreau să mă fac călugăriță. Păi și care e diferența?
Na, păi și ce, nu poți să pui măiculeț? Ca să... Maică la masculin cum e? Știi care e, mă, masculin, femininul la claxon? Ăla e plural, mă. Care e femininul la claxon? Sirenă, mă. Ca să ne înțelegem încă de la început, da? Bun. Fata a vrut să se facă măicuță, na. E bine așa. A vrut să devină măicuță, n-a vrut să simtă plăcerile vieții, nici alea trupești, nici alea cum vrei tu. Poate le-a simțit, nu știm. Habar n-avem, dar nu știm ce-i cu ea. Dar ea asta a simțit, să meargă să trăiască acolo. Înțelegi? Și uite că, până la urmă, e foarte important. Adică putea să meargă, bănuiesc, o lăsa mama cu tata, dar numai să spună, bă, nu mi se întâmplă nimic, asta vreau eu să fac. Poate în 3 ani mă răzgândesc, știi? Sau poate exemplu pe care încerca să-l urmeze tânăra de 18 ani e exemplu înalt preasfințitului de la Constanța, care s-a ales cu niște avere, știi? Și a zis, bă, eu dacă mă duc și mă fac călugăriță, na. Eu dacă mă duc și mă fac măicuță, poate, poate. Înțelegi? Adică depinde pe lângă cine mă pun. Nu știm, nici măcar asta nu știm. E doar o presupunere. Da? Cert este că acum e ok, stă acolo între călugărițe. Da. Stă între călugărițe și face călugărițe mâncare de Laurent Erkshire, restaurant mexican în Suceava, mâncă restaurant mexican în gresc, Laurent Erkshire nu papă ungresc gulaș, că e paprika iute, stomac face rău și atunci face mexican un pic mai nepicant. Ce? Da. Bun. Mai dau horoscopul azi? Să dau horoscopul? Cât timp mai am? Cât timp mai am? 7? 7 cai frumos. Bă, s-o crezi tu. Eu știu cât am. Berbec, aveți nevoie de aprobarea cuiva pentru a face niște demersuri și sunteți nevoiți astăzi să faceți ceea ce vă spun alții. Cine e Berbec? S-o crezi tu, bă, tu ești Berbec. Taur, chiar dacă apar unele probleme de ordin financiar, puteți obține câștiguri neașteptate din colaborări. Așa că, Aline, apuc-te de colaborări. Gemeni, norocul ține cu dumneavoastră în chestiuni care au înaintat foarte greu până acum și deodată totul merge în ritm alert. Tare sau ce? Bă, din ce dată în ce dată-s gemenii? Că niciodată n-am știut asta. Zi. Hă? Zi, care sunt, care e zodia, care sunt gemenii? Hai, Vasile, ajută-mă puțin. Mai iunie. Nu? Bravo. Bun. Rac, financiar, situația dumneavoastră nu se arată prea roz. O stagnare din cauza unei decizii nepotrivite vă cam pune pe jar. Leu, aflați la capătul unui drum, trebuie să extrageți concluzia necesară pentru a ști data următoare să alegeți altă cale. Fecioară, în cazul în care vă confruntați cu probleme cu autoritățile, trebuie să știți că astăzi lucrurile vă sunt favorabile. Așa că mereți repede și dați declarații, că altfel vă arestează. Ce zodiei, mă, primarul de Rădăuț? Că s-ar putea să aibă un pic de succes. Dar ce zodiei, Dâmbu? Că poate, poate, știi? Balanță, modul în care interacționați azi depinde și de câtă amabilitate primiți din partea celor cu care intrați astăzi în contact. Scorpion, banii vin, dar mai aveți de așteptat. Decideți ce faceți cu banii după ce îi primiți, deci nu mai visați așa departe. Săgetător, ăsta ești tu, nu? Ba da. Cumpărați mobilă sau decideți să renovați apartamentul, dar la fel de posibil e să vă vină în vizită mama sau bunica. Da... mama lui Vasile, să știți că vrea să veniți la el. Mama, da, deci nu mama soacră, foarte bine specificat, mare atenție. Capricorn, obțineți azi informații care vă ajută să faceți o alegere, veți vedea realitatea așa cum este și simplă și complicată.
Vărsător, faceți bani ușor, deci ideile de afaceri la care vă gândeați, la care vă gândiți azi ar fi bune dacă le-ați pune în practică într-o zi. Pești. Sunteți apreciați și aveți o șansă excepțională de a atinge un țel măreț. O sumă de bani, o funcție, o promisiune. Bă, o sumă de bani, o funcție, bine, dar o promisiune mie mi-i plin podul. Nu știu vouă, dar mie de promisiuni mi-i plin podul. Așa că eu am renunțat să mai cred în promisiuni. Că ajunge, frate. Știi? Adică mulți promit, puțin se țin de cuvânt. Cam despre asta e vorba. Ne distrăm în acest weekend în Suceava cu Direcția 5 și Mihai Mărgineanu în concert de live la una dintre locațiile cunoscute pentru distracții în Suceava. Știi? Mai avem și seminarul la distracție la un alt bar joi în Suceava. Avem sâmbătă... Îmi cer scuze, asta e boală. N-am avut ce să fac. Sâmbătă avem formația SOAT într-o altă locație din Suceava, deci avem unde să mergem dacă vrem să ieșim din case, de ne vine rău. Da? Tot sâmbătă avem discoteca de altă dată. O super tradiție, o super șmecherie de eveniment. Acolo unde am cerut eu pe nevastă mea să-mi fie nevastă, să trecem de la nivelul de concubină la nivelul de nevastă. Ha? Da, zice Vasile unde m-am norocit. Poate te-ai norocit tu, bă, că eu nu m-am norocit. Avem art party pe 18 septembrie, pe 20 septembrie avem Inside și numele clubului nu pot să-l dau. Please don't stop the music și niște buze care se mușcă așa. Mă da. Bun. Avem și stand-up comedy. Dar nu vă spun unde. Avem stand-up comedy în fiecare dimineață la Kiss FM. Ca să ne înțelegem. Bun. Cam atât a fost pentru această dimineață, dragi prieteni și telespectatori. Eu mă bucur tare mult că m-am reîntâlnit cu voi și nu pot decât să vă doresc un sfârșit de a doua parte de săptămână, la fel ca și un sfârșit de săptămână, adică miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică, 5 zile superbe, mișto, pline de evenimente frumoase pentru fiecare în parte dintre voi. Să dea Dumnezeu să vi se îndeplinească tot ceea ce vreți să faceți, să ajungeți să faceți tot ceea ce vă doriți și să nu fiți reținuți de absolut nimic, să aveți mulți, mulți bani și multă, multă sănătate și să le drămuiți ambele așa cum scrie la carte. Cum se zice. Noi o să ne întâlnim din nou luni dimineață într-o altă ediție de matinal, o ediție de matinal în care ne vom simți bine împreună și ne vom trezi începând cu ora 7 și câteva minute, pentru că așa cum v-am obișnuit în fiecare dimineață, până la 7 și câteva minute vă dăm știri. După care ne întâlnim și luni seara la talk show. Avem foarte multe informații despre dumneavoastră odată ce ancheta cu primarul de Rădăuți avansează, pentru că după cum vedeți, Rădăuți în momentul ăsta are probleme extrem de grave. Nu avem primar, nu prea avem nici consiliul local. Avem însă toate drumurile începute și finalizate, începute și nefinalizate, un întreg șantier în municipiul Rădăuți, un șantier din urma căruia suferim până la urmă tot noi rădăuțenii, pentru că sunt unii care se mai plimblă și cu elicopterul. Și atunci nu-și freacă roțile la mașină. Vă respect pe toți și vă mulțumesc că ați fost alături de mine această dimineață. Vă las în compania colegilor mei de la Tele9 cu informații prompte, corecte și rapide. Vă sărut cu drag pe toți. La revedere!